Bună dimineața, oameni buni! M-am trezit din nou cu o stare bună, dar cum să mă trezesc altfel când afară e soare frumos, iar eu mă uit în oglindă și văd că munca mea apare aici. Apar venele, apar pătrățelele, apare tonusul, starea de bine, totul. Asta înseamnă că ce mănânc, cum mă antrenez, este totul foarte bine pus la punct și dă rezultate, bineînțeles. Cam așa se trece de sărbători și de cozonaci. V-am spus, am mâncat 6 sarmale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 2 cozonaci. 1, 2 cozonaci. Oh my God! Wow! Ce bei acolo? Am ceai de ghimbir și mi-am pus peste ceaiul de ghimbir niște glutamină. O vezi? Da. Niște aminoacizi esențiali, deci ăștia și asta. Asta e bună pentru digestie, pentru că nu am consumat nimic, e practic m-am trezit și beau asta direct. Iar asta e bună pentru masa musculară, păstrează, hrănește masa musculară, pentru că, ce crezi, eu o să merg să alerg pe lac și tu vei veni cu mine. Da, da, și tu și șoarecele ăsta. Păi până când, leneș, stați în casă. Burta în sus, ai mâncat cozonacul, ai mâncat toate alea, hai, la alergat. Înainte să plec la alergat, vreau să-mi testez glicemia. Am aici un aparat de testat glicemia, așa cum folosesc diabeticii. Se pune, se introduce o lamelă aici, s-a aprins, se folosește acest ac special pentru a te înțepa și a scoate sânge. Ac. Se pune sângele aici, pe lamelă, se așteaptă 15 secunde și vedem ce glicemie am. Ținând cont că nu am mâncat, dar am băut o cafea proteică, o să fie puțin crescută, părerea mea, estimarea mea. 82. 82 e puțin crescută la mine, undeva la 70-80, e normal, pe burta goală mă refer. Merg la alergat, după care o să revin acasă să mănânc și o să mai testez o dată și după masă. Mulțumesc că mi-ai stins lumina! De lacul Morii, mi-am făcut frumos o hârtie, cum că fac activități sportive în jurul casei, pentru că asta fac. Și am ieșit la alergat pe lac. Haideți să vedeți și voi cât de frumos e aici. Deci dacă stați în Militar sau în București, undeva în apropierea zonei, chiar vă recomand, dau o tură frumos, o să alerg. Am ieșit cu șoarecele la alb, am ieșit cu toată echipa și hai să dăm drumul la treabă. Pe insula lacul Morii. Dacă ești campion și ai mentalitate de campion, nu stai acasă pe carantină, te antrenezi. Sau nu că nu stai acasă, stai acasă, dar te poți antrena și atunci când stai în casă sau să ieși în jurul casă, da? Dar nu se înțelege greșit. Și ne mișcăm aici puțin, o să facem un pic de stretching, ne bucurăm de soare. Văd că sunt oameni în parc, pe insula asta, așa că e bine, încă lumea mai iese la aer, e ce trebuie. Am mâncat un măr, înțepat suficient, nu curge sânge. Cred că am scurs suficient, cât să vedem aici. Deci după un măr și o clementină, ce era aia? Mandarină. Vedem cât am glicemia, o pregătesc să mănânc acum, masa serios. 74. Deci este mai jos decât înainte de alergare. Concluzia este că mărul, chiar dacă este fructa ta care toză, care noi spunem că este zahărul din fructe, nu influențează la fel glicemia. Dacă am fi luat o lingură de zahăr, cu siguranță ar fi crescut. Deci e foarte important să mâncăm legume și fructe, pentru că au o altfel de absorție și ne influențează glicemia foarte mult. Drept dovadă. Ciorbă de lobodă, panac, tras la tigaie cu ceapă verde și cu ardei. Și aici, selină. Trebuie să punem și ouăle, deci omletă. Deci, ca să înțelegeți, ea versus eu. Cam așa arată omleta cu țelină și multe legume aici. E absolut deliciosă. Am pus și două bucăți de parmezan foarte mici ca să dea o aromă. Haideți să vă arăt. Asta va fi masă. Ce faci, mă, acolo? Vrei să furi? Mai furăcioșe-am, părinte mine.
Ce bine mă simt cu picioarele pe perete. Mai vechi de câte luni? 3 luni. 3 luni cu o reparare defectuoasă, aplicăm tehnică de dry needling, un ușor masaj, puncte trigger și kinezotaping. Ce bine arată. Așa arată aplicația de taping pentru glezna mea. Personalizată. Uși, custom made. Nu se mai vinde că ar trebui să fiu și eu mai cu minte să nu mai forțez, nu? Bine, eu nu simt că mă doare atunci când mă antrenez. Iar simt interior, când se răcești. Exact. Atunci când ajungi acasă și vezi ce au făcut nemernicii. Au luat câinii. Au luat. Da. E doar vopsea, mă, să ștergi. Deci au furat câinii de aici. Cu ăla cu ce? Da, mă, se curăți. Au furat o ore de pe masă și s-au dus acolo. Nemernici ăștia. Nemernici ăștia doi, uite ce au făcut. Mă, de ce faceți prostii, mă? Nu știu, că e plin, au făcut pipi pe aici. Care-i făptașul? Care-i făptașul? Care-i inamicul? Mă, ce mare e asta. Auta, 5 minute mai târziu, totul e curat. Și acum trebuie să găsim făptașul, nu? Vedem care e roșu la bot. Eu cred că sunt amândoi roșii la bot. E la micu fură. E la micu. E la micu. Să vedem. Să vedem unde e. Unde sunteți, mă, panoramele? Ce-i face, mă? Și acum Kimi tăvălește pe Six și cu place în sus. Nu că îi place și lui, stai liniște. Amândoi au vopsea. Ce salientă asta, mă? Nu știu, că unul cât era mâncat și unul era întreg. Sunt trei ouă mai sunt în coș. Câte ouă ai mâncat? O, ce roșii sunt la gură, maimuțele. Mă, câte ouă ai mâncat, mă, fii sincer. Zic câte ouă ai mâncat. Ăsta roșu e roșu tare la bot, ăsta micu. Și tu, maimuțoiule, câte ouă ai mâncat? Zic câte ouă ai mâncat. Mamă, mamă. Bă, nu intram în casă așa pe aici, că nu ești curat. Fugi de aici. Gata, hai că vă închid ușa. Maimuțele naibii. Bă, cum o să mănânci 5 ouă? Bă, cum să mănânci, bă, 5 ouă? Bă. Mă, 5 ouă, mă? Mă, panoramă, mă, cum să mănânci, mă, 5 ouă? Să mănânci, mă, 5 ouă, ce? Bă, nu ești cu minte deloc, mă, când ești singur acasă cu fractul, faci numai belele, mă, numai belele faci. Hai să mergi. Obișnuiți-vă să vedeți orice problemă ca pe o oportunitate. De exemplu, bulangii ăștia mici, acesta este Six și cu frățiorul lui, ați văzut ce deranj au făcut. E, eu am văzut acea situație ca pe oportunitate de a face un vlog funny, o situație amuzantă, când nu ți se întâmplă ție, dar de ce nu amuzantă și atunci când ți se întâmplă tocmai ție? Și tocmai despre asta este vorba, de a vedea fiecare problemă ca pe o oportunitate. Încercați să faceți exercițiul ăsta, să vedeți cât de bine vă veți simți atunci când cu fiecare chestie, obstacol care vă pare în viață, voi căutați să-l vedeți ca pe un test, ca și cum ar fi cineva acolo sus și v-ar da teste. Și să transformați într-o oportunitate. Bun, deci în seara asta am hummus făcut de mine, am salată și am și hummus din comerț. Și abia aștept să gust, pentru că e prima dată când iau hummus din comerț și avem și un fraieric aici, să văd care e mai bun. Ăsta din comerț sau ăsta făcut de mine. Ai gustat din ambele? Și care îți place mai mult? Fiecare are gustul lui. Ăsta făcut în casă e mai fresh, având și frunze. Mai ușor și asta mi se pare mai greuț, așa, mai... se simte prea intens gustul de susan, de pasta de susan. Da, e gustos, trebuie să recunosc că e gustos, dar îmi place ăsta că e mai fresh și din punct de vedere caloric, de ăsta pot să mănânc mai mult decât ăsta, pentru că grăsimile din ăsta, pasta de susan și grăsimile adăugate, măresc considerabil caloriile. Total, bine, mai bun. Power.